Să trăi. Nu-i s-a rușesc timp, dar sunt... Da. Aici, tu. Aici? Da. Cum să... Bună, bună. Cum i s-a rușesc timp, aștept? Da.
trăit. Salut! Să trăiți! Am onoare! Cum s-a văzut, Sfinte? Am onoare! Nu v-am uitat, cum să vă uit! Mulțumesc! Aici? E bine așa? Pot să dau jos haina? La o pregătire anticorupție și la cruză o siguranță de două ore a spus. Noi ne-am întâlnit de mai mult. Da, și la Cluj când s-a să-l închis. Când ați fost cu întâlnirea inspectorilor șefi de la Colina. Rezultatele care există acolo și nu e o vorbă de lipsă de modestie. E vorba că sunt la un ceas de cumpănă în care trebuie să spun lucrurile pe nume. Cine a fost acolo șef, a fost șef înaintea mea cu 4 ani. N-a avut acele rezultate care le-am obținut împreună în ultimii 4 ani. Sunt rezultate istorice. Mă scuzați că vreau... Și termin, că asta e concluzia. Nu înțeleg care este motivul pentru care cuiva, pe cinstită, i s-a pus așa pata pe mine, nu înțeleg. N-am auzit de când sunt ciopul în poliția asta. Doi, cred că aveți și o problemă de autoritate acolo. Oamenii acum vă... Eu cum vă întreb, eu vă spun deschis. Ce vă zis și am zis și tot în lumea ta în lumea respectiv. A zis, mă intind o mână. Nu-l pedepsim, îl numim la deși. Nu v-ați gândit la treaba asta serios? M-am gândit foarte serios și am fost de acord cu acest lucru. Și mai sunt și am așteptat 30 de zile să se întâmple acest lucru și nu s-a întâmplat. Ori legea nu-mi dă voie decât 30 de zile să contest un act administrativ. Dacă legea mi-ar fi dat voie să-l contest o 120 de zile, după 120 de zile contestam. De acord. Acum sunteți de acord? În clipa de față? Trebuie să mă gândesc bine pentru că atunci, în 11 octombrie, mi s-a luat așa un accept scurt că sub presiunea momentului. Să înțeleagă că eu cu acel băiat numit Todea n-am avut nimic. Nimeni nu-mi citește raportul meu în care am scris... Nu avem mai legătură cu Consiliul treaba. Nu, tocmai, că nu are, de-aia o discut. Nimeni nu s-a uitat în raportul meu ăla din 19, din 20, care l-a auzit jumate după ce l-a depus el și în care a zis nu vreau să fie sancționat, vreau să fie evaluată comportamentul având în vedere probleme familiale prin care trece. Nimeni nu s-a uitat în rapoartele colegilor lui de echipaj care spun, comisarul șef Sfinte i-a întins actele și a insistat să fie sancționat.
Nimeni nu s-a uitat în registrul de ședințe de Consiliu de Conducere de la o săptămână. Corpul de control al primului ministru le-ați arătat treaba asta? Da, inclusiv procesul verbal de la o săptămână după ce s-a întâmplat evenimentul în care eu ceream public de față cu toți șefii din IPJ Cluj să fiu verificat și dacă sunt de vină să fiu sancționat și îmi depun actele pentru treaba asta. Și e scris în registrul de procese verbale acest lucru. Deci eu vă ofer ca un om care are respect. Ce promoție sunt? 90. Ați făcut la Academie? Da. Da. Da, 90. Vă ofer o alternativă. Eu zic să terminăm cu asta și discutăm după aceea. Are foarte mare importanță. Pentru că dacă cineva continuă să sancționeze, nu mai puteți, nu? Sunt o funcție, oricum. Da, sunt o funcție. Nu are nicio relevanță. Faceți raportul, vi se aprobă numirea pe o funcție respectivă. Dar dacă vreți să vă gândiți, nu știu când, și Consiliul va aplica o sancțiune, nu veți putea fi numit pe funcția aia, asta am spus. Fiind pe funcție nu are nicio relevanță. Are relevanță dacă aș fi în situația de a fi la dispoziție. Ba da. Să zicem că Consiliul vă dă o măsură. Da, o nu. Diminuarea drepturilor salariale, ceva. Nu are nicio relevanță. Nu are. Sunt pe fiind de aceeași unitate și de pe funcție pe funcție. N-are nicio relevanță, domnule director. N-are nicio relevanță. Răspunsul meu este... Acum, nu. Acum, nu. Probabil că va trebui să discut și cu soția mea și cu taică mea. Pentru că, sincer, nici mie nu-mi place starea asta în care sunt. Și nu îmi place să mă duc la serviciu, mă duc cu groază la serviciu. E prima dată în viață că mă duc cu groază la serviciu. S-a prezentat un raport în care erau două puncte care rămăseseră de discutat. Da, astfel. Dacă aveți obiectiv sau probe noi de propus în apărare care nu au putut fi prezentate în perioada acestui. Da, am. Acesta este un raport pe care l-am întocmit împreună cu niște anexe care dovedesc ceea ce susțin în raport. Pentru că asta m-am gândit. Haideți că mai am un exemplar, vă-l dau. Ăla care l-am depus eu, nu? Ăsta care l-ați venit acum. Ăsta care l-am depus eu acum? Acum. Da.
Am un exemplar acolo. Da, 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 da. Pot să le explic ce am depus acolo și anexele și tot. Da. Nu, 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 concluzia. Versetele se toate la urmă și prin de certificare de la urmă, oare de parte existența două fapte. Din cele semnalate prin actul de certificare a postului de control, iar constatările cercuri de identificare și menționate în prezentul raport, confuzionează faptul că în sarcina comisarului șef Pintea Cristian Dan pot fi reținute următoarele aspecte. 1. Nu a analizat și urmărit evoluția statului operative și tehnicele fenomenului de criminalitate din sfera de competență activ, aspecte a văzut ca în dimensul 1-2013 să fie mai puține începeri de urmărire penală față de urmărirea criminală a anului 2013, cu 27, mai puține persoane reținute în dimensul 1-2013 față de perioada similară din anul 2012-2015, încălcând astfel prevederile capitolului D din fișa postului numărul 786169 din 28-2013. Este 1 și 2. Nu au mai respectarea prevederilor dispoziției GPR numărul 1458781 din 21-8-2008, în sensul că nu a constituit registru scriptic temporar în care să fie evidențiate ordonanțele de delegare și activitățile desfășurate, acestea de lucrărilor penale. Deficiențele reținute constituie abaterea disciplinară prevăzută la articolul 57 litera B din legea 30 și din statutul politicului și articolul 10 aliniatul litera B din 1400. Așa, respectiv de exigență manifestată în deplinirea datorilor de serviciu sau a dispozițiilor primite de la șef ierarhic sau de la autoritățile anume abilitate de studență. Acesta este obiectul discuției, da. Da. Și obiectul discuției. Față de aceste două aspecte, puneți în urmă aspecte. Eu cred că vă trebuie raportul ăsta să vă... Am și eu un exemplar. Liberă. Foarte liberă, da. La obiect. De ce? Pentru că în modul de abordare a problemei, în raport, dumneavoastră, în calitate de manager, aveți un punct de vedere care este, din punctul meu de vedere, subiectiv. Deci, în toate discuțiile, orice activitate este în spatele nostru, toți oamenii noștri pe care avem în subordine, sunt de responsabilitatea noastră. Punctați aici faptul că nu au fost dispuse măsuri pentru ceilalți lucrători. Da, cei care răspundeau direct de acest lucru. Coordonați activitatea de la șef. Da. Da? Da. Și atunci, dumneavoastră vi s-a imputat prin acest punct, la acest capitol, vi s-a imputat o lipsă de coordonare corespunzătoare în acest domeniu. Da, domnul director. S-a luat în calcul în momentul când s-a făcut viziunea pe ansamblu a întregii activități a inspectoratului, probabil, adică asta e interpretare proprie, acum nu vreau să fie menționat în piață, s-a luat în atenție faptul că au fost punctate și au fost respectați obținuți indicatori buni, indicatori de performanță, dar imputabilitatea se referă la faptul că dumneavoastră nu ați dispus niște măsuri concrete, niște măsuri care să perfecționeze sau să îmbunătățească activitatea oamenilor. Am înțeles. Vreau să abordați dumneavoastră. Am înțeles. E luată pe o palieră, adică pe faptul că dumneavoastră sunteți manageri. Deci nu vedeți toată armata cum era în urmă, sau mai
anticiparea trupelor. Nu. Este luat managerul și interpretat din punct de vedere al respectării regulilor. Vă spun asta că eu și cu domnul Gestor și cu domnul Roșoga am participat la o serie de alte activități similare. Da, da, da. Și tocmai pentru transparență vă spunem. Fiecare în poziție liberă să spune, uite și oamenii mei n-au fost antrenați. Nu, să ia punctual domnul Pintea. Noi discutăm cazul Pintea, nu în comparație cu ceilalți. Ce trebuie să facă Pintea și să am înțeles. Asta-i vrea să fie. Am înțeles. Da, nu, 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 vă rog. Dar vă spun ce e doar, că așa am zis că discutăm. Da. Și aici noi astea trebuie să ne realizăm, să ne arătați nouă ce ați făcut, sau ce ați făcut să suplimentat, ca să vă discrați. Atunci o să scurtez. Bă, o să fiu foarte scurt. În primul rând, și ca să fiu foarte scurt, o să încep cu esențialul. Cifrele care mi se rețin sunt nereale. Pentru că cei care au făcut acest control nu au avut în vedere statisticile întocmite de IGT. Eu am depus în această aceste statistici care dovedesc că în trimestrul 1-2013 am avut am avut cu două începeri de urmărire penală mai multe decât în trimestrul 1-2012. Lăsăm la o parte faptul că am avut creșteri la infracționalitatea constatată pe linie economică, lăsăm la o parte faptul că am avut mai mulți arestați, într-adevăr mai puțin reținuți, dar mai mulți arestați, lucru care rezultă tot din acele situații statistice, și pentru că, domnule director, vorbeați de activitatea mea generală de coordonare a întregii activități a ITJ-ului, printre care și a SIF-ului, am prezentat acolo niște statistici, tot oficiale ale IGT-ului, din care rezultă că în trimestrul 1-2013, spre deosebire de trimestrul 1-2012, am trimis în judecată în stare de arest 130 de persoane față de 108 persoane câte am trimis în trimestrul 1-2012. Deci nu sunt reale. Absolut, nu sunt reale. Aveți o... Pentru că mie mi-apar scădere. Nu, nu sunt reale. Eu le-am luat de pe site, de pe secțiunea arhive din Intrapol. Nu sunt reale. Da, sunt acolo. Sunt acolo. Da. 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 Vă rog, vă rog. Mai mult. SIF Cluj este pe locul întâi pe țară la infracționalitatea constatată. La 11 luni, la 10 luni. În total, SIF. SIF, da. Deci, în primul rând, nu am scăderi la numărul de începeri de urmărire penală pe linie de investigare a fraudelor, ci creșteri. Cifrele reținute în actul de sesizare al Consiliului de Disciplină nefiind reale. Nu, pe linie de investigare a fraudelor, nu. Am două începeri de urmărire penală în plus. Am, mă scuzați că folosesc terminologia asta, dar eu sunt acum aici. Avem două începeri de urmărire penală. Da. Nu minus 27, ci plus 2. Da. Iar la persoane reținute arestate, am mai multe persoane arestate, ceea ce e mult mai important, decât anul trecut. Aceeași perioadă. O scădere la numărul persoanelor cercetate în stare de reținere, dar o creștere a numărul persoanelor arestate. Și am anexat acolo situațiile statistice doveditoare pe care le-am scos, recoltat de pe secțiunea arhive din... La capitolul dosare complexe, dar mai puține dosare, mult mai puține dosare complexe, registrate în anul 2012. 2011, nu face obiectul. Da. Oricum, eu am prezentat în raportul pe care l-am depus mai multe moduri de a analiza activitatea pe linie de investigare a fraudelor. Eu am îndeplinit funcția de șef de serviciu investigare fraude din 2006. Am găsit acest serviciu pe locul 38 pe țară la constatare. Și după 2 ani era pe locul 1 pe țară la constatare, unde este și în prezent.
Înainte a fost la investigarea fraudelor și de serviciu. Da, da, da. Din contră, oamenii se plâng că sunt prea chinuiți de către mine și le cer prea multe analize. Am depus și o situație în raportul pe care l-am depus aici la dumneavoastră. Am arătat și o situație cu toate produsele analitice pe care le-am întocmit pentru urmărirea fenomenului infracțional. Plății pentru imputabilitățile, să le zic așa, cineva de la investigarea fraudelor a fost? Nu, nimeni. Nimeni. Deși au avut 11 puncte reținute ca imputabilități, nimeni n-a fost sancționat. Din alea 11, aceasta una mi-a fost reținută și mie. Da, da. Coordonator. Dar n-ai deținut nicio măsură, nu pot spune împotriva acestui. 5 cercetări disciplinare. Au fost 5 disciplinare. Deși este pe locul întâi și îmi bate obrazul și acum când mă întâlnește pe hol. Deci da, 5 cercetări disciplinare. Nu se menționează. O să verificăm acum această operativă. Deci, dar în operativă, de exemplu, spune așa, era, se spune aici că la secțiunea arhive, dacă îmi permiteți. Dar mă, mai este o... La începerea de urmărire penală, pe primul trimestru, are minus 27 de persoane, da? Nu, nu, de începeri, nu de persoane. A, în începeri, scuze, persoane urmărite. Da. Deci, minus 27 de începeri de urmărire penală, față de trimestru 1, 2, cifră care nu este reală. Deci, cum ar fi că aveți... Exact, plus 2, plus 2. Și iar la constatarea de infracțiune am plus 16%. Da, nu o secundă. Deci la infracțiuni constatate, spun aici că aveți un minus, deci o scădere cu 665. Nu, asta este pe 2012. La constatat pe 2012. Nu, noi vorbim de trimestru 1. Da. De trimestru 1. Da. Vorbesc cum ce spune cercetarea asta. Sigur. Și deci are minus 27, sunt ce care plus 2. Și spune că are minus 5 persoane reținute, dar dumneavoastră spune că are... Mai multe persoane arestate. Arestate. Da. Este da. Minus 5 este corect, dar... nu este corect. Nu este corect nici minus 5, știi că sunt minus 4. Dacă m-ați dat, sunt 27 pe vorbire. De fapt, sunt plus 2. Plus 2. Da, și minus 4 aici. Okay. Minus 4, nu minus 5. Da, am înțeles. Și acolo e greșit. La arestat sunt plus 1. Arestați, nu reținuți. Arestați. Da, da. Iar per total inspectorat am plus 28 la arestat în aceeași perioadă. Pentru că aici adun și investigațiile criminale. Am avut 108 trimiși în judecată în stare de arest în trimestrul 1-2012. Totuși, în fișa postului nu zice doar de investigarea fraudelor ca atribut. Da, plus 28. Pe toate formațiunile. În fișa mea a postului spune că răspunde toți. Nu vrei să mă pun, mă duce și eu. Ia stai așa, deci pe trimestru 1, mai rămâne și așa. Da, pot să vă arăt anexele ca să știm ce căutăm, că le am aici. Da. De imputabilități au fost în situația asta, din care astea două cică au fost mai acătări și le-au reținut. Să vă spun că mi-au fost reținute 3 și când m-am dus, m-am uitat una dintre ele, nici nu se referea la perioada... Am remarcat asta. Da. Am toată stima și toată încrederea. Da. Domnul director. Da.
domnul director. Sunt pe locul 40 la infracționalitatea sesizată, apropo de prima directivă a Poliției de Investigare a Fraudelor, crearea unui mediu de afaceri curat. Sunt pe locul 40 pe țară, în județ ca și Clujul, la infracționalitatea sesizată și pe locul 1 pe țară la infracționalitatea constatată. Am cele mai multe RTUP-uri din țară, am 359 de RTUP-uri în 11 luni, în condițiile în care Bucureștiul are 602, cu 7 servicii de investigare a fraudelor. Plus serviciul economic al capitalei. Deci, am 755 de dosare penale soluționate, mai multe decât oricare alt județ. 369. Pe locul întâi la RTUP-uri. Curtea de apel Cluj, cu toate parchetele limitrofe, tot ce înseamnă tribunal, parchete municipale, e pe locul întâi pe țară, fiecare parchet luat în parte la numărul de rechizitori. Și eu sunt cercetat disciplinar. Am depus acea situație. Nu, nu, păi... Nu. Pensionat. Da. Da. Știți de ce vă trebuie să vă nu. Iarăși, vă spun un lucru care mi se potrivește și mine și dumneavoastră și tuturor. Deci, activitățile unui colegi sau poate nu fi influențate de un singur om. Domnul director, bine, sigur. Numai că pot să vă spun fără lipsă de modestie, pentru că sunt la un ceas de cumpănă pentru mine și pot să fiu cinstit cu mine însumi până la urmă. Când m-am dus pe linie, asta începusem. Pe economic, când am preluat serviciul, l-am adus pe locul întâi și acolo a rămas, serviciul economic. Când am venit adjunct, cei care erau șefi, și vă referați la domnul Păcura, erau șefi de 5 ani înainte să fiu eu adjunct. Și n-au avut aceste rezultate. Județul Cluj, la infracționalitatea sesizată, era al doilea loc după București, ca număr de sesizări, ceea ce era foarte rău. Acum, județul Cluj este pe locul 37 la infracționalitatea sesizată. Din 2009, de când am fost împuternicit, a început să scadă și a scăzut în fiecare an până am ajuns pe locul 37. La infracționalitatea constatată, judiciară, am ajuns pe primul loc și suntem pe locul 32 la infracționalitatea sesizată. Deci aici îmi dați dumneavoastră ce am spus. Că poate să aibă sau poate să nu aibă implicare. Sigur că în modul ăsta de a trata problema și de a ține lucrurile în frâu și de a nu avea niciun pic de portiță de scăpare să-și folosească timpul de lucru și în alte scopuri, devii nepopular. Și oamenii vor să te vadă plecat. Și nu zic că eu am inventat mersul pe jos, dar e situația mea. De altfel, la nivelul nostru al GP-ului, vorbind acum, știți ce s-a întâmplat, tot așa, în afara discuției. Sunt două situații. Când ori nu cerem analize, nu ne implicăm. Ori cerem prea multe. Da. Adică mi se poate întâmpla și nouă. Dar am constatat din experiența asta de IGP că s-a indus ideea că toată lumea caută faptul. Și atunci toți au foarte ținut pe că noi am constatat și personal da. Inventăm o comandă de acțiune, inventăm o comandă de analize ca să fim acoperiți. Da. Și de fapt au reflexie de exact. Exact. Știu și situațiile de la Știu. Domnul director, îmi pare rău că trebuie să spun. Anul trecut, dacă vine cineva să numere câte zile am fost singur la comandă, sub diferite motive, mai mult de jumătate, aproape 200 de zile am fost singur în inspectoratul ăla, deși erau două persoane care trebuiau să fie. Anul ăsta, când a venit corpul de control, mă scuzați, domnul director, al ministrului de interne, iarăși am fost singur cu 30 de oameni pe cap. Toată lumea s-a luat concediu și a plecat. Și a trebuit să, culmea, indicatorii s-au îmbunătățit în acele două luni cât am fost controlați.
Și am avut și corpul de control și am fost și singur într-un inspectorat cu 1500 de oameni. Și cu problematică și indicatori de performanță. Dacă cineva se duce și verifică indicatorii de performanță a IPJ Cluj și îmi arată o perioadă similară cu asta, mai bună decât asta sau măcar similară, eu îmi dau demisia acum și pe din inițiativă. Ca dovadă, nu l-am chemat, știți că a fost problema așa, când l-au chemat alături. Da, da. Și eu, 5 vețe care i-am chemat, cu, care vreau să stăteau rău, să spun așa. Deci nu a fost problemă, nu? De ce să... O activitate este... Și pe primul loc, suntem pe primul loc. Acum, Doamne iartă-mă, și să fi fost adevărat. Da, am scăzut cu 27 de începeri, dar am crescut la numărul de constatări. Toată lumea știe că un dosar complex, în care cuantifici mai multe infracțiuni, îți ia mult timp. Acum, ca să-l cercetezi, nu poți să-l cercetezi în același timp cu care face niște bete de-astea așa, de azi pe mâine, cu file cec. Și am mai multe începeri de urmărire penală și gata. Am o adresă acolo depusă de la Curtea de Apel Cluj, care arată câte cauze complexe am instrumentat împreună cu Curtea de Apel Cluj și cât sunt de mulțumiți. Avem acum, știți care este procentul de creștere pe constatări? 65% mai multe începeri de urmărire penală anul ăsta decât anul trecut. Pe economic. Pe economic. 1400 de infracțiuni în plus. N-are rost. În raport, noi v-am adus la putea, în raport sunt total... Domnul director, vă dau un exemplu și cu asta mă opresc. Ne-au reținut domnii de la Corpul de Control al Ministrului de Interne faptul că sunt vinovat că n-am urmărit existența unor caziere judiciare, niște mape ale suspectului, generic vorbind, deschise în trimestrul 1-2013 de cei de la SIF și au auzit concluzia. Ceea ce a dus la, pentru că n-am verificat eu existența celor caziere în 2013, trimestrul 1, când au fost deschise mapele, la ce a dus asta? La scăderea numărului de constatări în 2012 față de 2011. Pe cum o faptă viitoare, da, că asta 2013 e o faptă viitoare, are repercursiune asupra trecutului. Nu, nici n-are rost. Da. Uitați, aici este. Situația statistică pe cercetare penală, trimestrul 1-2013, 2012, mă scuzați, Poliția de Investigare a Fraudelor, număr de începeri de urmărire penală, 332. Bun. Și mergem la 2013. Uitați. Unde e 2013? Aici, Poliția de Investigare a Fraudelor, număr de începeri de urmărire penală, 334. Tot acolo se regăsește și situația cu arestați, unde se vede că mai mult cu 28, pentru că eu răspund de tot ce se părate. Da. Trimestru 1. Da. Gândiți-vă, în condițiile în care tot anul am avut 755, în trimestru 1 am avut 334. Deci cum nu s-a muncit? Și n-are rost să discutăm, la fel cum e și cealaltă imputabilitate, cu registru. Pentru mine e clară, domnul director. Sper să reușesc să o clarific și pentru Consiliul Judiciar.
S-a făcut un act de control pe fugă. Nu este de vină Consiliul de Disciplină că a fost sesizat cu niște cifre nereale. Eu le-am spus celor de la control intern că cifrele nu sunt reale. N-au vrut să mă asculte. Puteau să se replieze atunci și să zică, domne, da. Dar uitam, mă rog, nu mai are rost. Sunt, cum am spus, 108 în 2012 trimis în judecată trimestrul 1 în stare de arest, 133 trimis în judecată în 2013 în stare de arest. Când a fost prima dată la Consiliu și luându-mă, după datele... Nu se susțin. Dacă vă arăt cifre care nu se susțin, pe ei mi-au pus pe, zice, a scăzut la constatările... Domn director, zice, a scăzut la constatările pe linia infracțiunilor prevăzute de legea 31, legea societăților comerciale, de la 1400 de începeri la 1200. Domnul director, totul GP-ul la un loc n-are 1400 de începeri pe legea 31. Aveam 16 și eram pe locul întâi pe țară. Și am scăzut într-adevăr cu două, dar tot pe locul întâi pe țară eram. La 14 scăzute. 1400 de începeri de urmărire penală pe legea 31, tot GP-ul la un loc n-avea. Pe proprietate intelectuală la fel, mi-a pus niște cifre din burtă acolo care nu se susținau pe tot GP-ul. Nu, nu mi s-a prezentat nicio notă de constatare mie. Nu m-am trezit cu procesul verbal. Mie nu mi s-a prezentat nicio notă de... Domnul Petricior. Adică eu am înțeles că trebuie să scăpăm de un om, dar... Să luptăm cu arme egale. Statistica activității de cercetare penală, archive, CP. O să fac, dar am listat doar situațiile, domnul director, uitați-le, aici sunt. Ia uitați. Ce întâmplă? Dați-mi voi. Statistica activității de cercetare penală, dacă îmi permiteți. 2012, Poliția de Investigare a Fraudelor, trimestru 1, mergem la începeri de urmărire penală, 332. După aia, trecem la trimestru la 2000. Asta am verificat, e 334. Da, plus 2. Da, da. Asta am văzut-o, dar n-am văzut primul trimestru. Păi primul trimestru ăsta e. Nu, n-am văzut 2012 eu. A, ăla e 332 aici. Da. Și aici este 334. Plus 2. Da, da. 334. Înseamnă că, ok, eu n-am văzut primul trimestru. Da, e nevoie. Și la arestat pot să vă arăt că trimis în judecată în stare de arest preventiv am avut 108 în 2002 și tot facea situația statistică și e treaba asta. Și în trimis în 2013 am avut 133 trimis în judecată în stare de arest preventiv. Lăsăm la o parte faptul că pe sesizate economice suntem pe locul 40 pe țară. Crearea unui mediu de afaceri curat, principala directivă a investigării fraudelor, la noi e realizată, zic eu. La sesizate. Și pe locul întâi la constatate. Da. În stare de arest preventiv. Da, da. Nu, trimestru 1 2012. Și atât e mai rău. Exact. Eu sunt pe locul 40, totuși vorbim de Cluj. Nu vorbim de
Vaslui sau știu eu ce alt județ mic, Tălar. Cifrele sunt reale. Eu am acum creștere la constatate economice, da, domnul director, pe economic, de 65% față de anul trecut. O mie... da, da. 1400 de infracțiuni, da, mai multe. Am Bucureștiul cu 7 servicii, da, de investigare a fraudelor, da, nu are dublu cu mine, are mai puțin de dublu. Da. Trebuie să aibă de 7 ori mai mult decât mine, da? La Trimestru. Știu că la semestru situația e și mai bună. Nu se susține. Și RTU pe eu le-am spus că nu se susține. Da. Acolo. Am făcut, alea sunt cele făcute prin utai. Analize în 2012 pe economic, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 14 tot pe economic în trimestru 1, 2013. Evaziune fiscală în fiecare săptămână analizez rezultatul. Nu sunt stăteamă la analiză pentru mări și trebuie măsuri mai concrete. Băi, sunt rezultatele dovedesc, domnul director, că sunt măsuri concrete. Da. Haideți. Acum. Astea nu vin așa de la sine aceste rezultate. Cu privire la măsuri concrete pentru că sunt lucrurile. Da, sunt. Sunt. Este sunt planuri de acțiune de la nivelul de numai la SIF, sunt 32. Da. Deci sunt 32 de planuri. Da, toate sunt urmate de planuri de acțiune proprii și de analize intermediare și de tot ce zice procedura. Plan de acțiune la plan de măsuri, da. Da. Ultima e da. Da. Știu, asta cu oborul. Partea a doua, dacă îmi permiteți, că știu la ce se referă. Cu dispozitiv, da. Vreau să
Pot să zic, ca să puteți nota. Da. Vreau să raportez că s-a avut în vedere la această stare de lucruri o dispoziție pe care am anexat-o acolo, în documentele pe care vi le-am înaintat, a domnului inspector general adjunct Dragomiroiu Gheorghe din 2008, care obliga inspectoratele de poliție județene să procedeze în acest mod și la care era anexată o notă de serviciu a Procurorului General Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care cerea acest lucru și care nu a fost abrogată. Dispoziția inspectorului general din 2008-2008 se referă la aspectele care... Da, am înțeles. Din opinia mea nu a fost abrogată și atunci le-am pus în aplicare pe amândouă. Cu referire concretă, domnul director, la aspectul, ca vreau să fiu scurt ca la primul punct. Controlul s-a făcut defectuos. Imputabilitatea care se reține în sarcina mea a fost identificată la Serviciul Cazier Judiciar Statistică și Evidențe Operative. În momentul în care echipa de control desemnată pentru a controla acest serviciu a procedat la efectuarea controlului. Ea a fost reținută în sarcina mea ca fiind coordonator al acestui serviciu, fără a mai fi verificată încă o dată de către Direcția Control Intern din IGP la momentul la care s-a declanșat procedura cercetării prealabile. Dacă observați în documentele pe care vi le-am înaintat în acea mapă, există copii. Copii după registrele de evidență a ordonanțelor de delegare care există la nivelul fiecărei subunități și serviciu. De ce? Cei care au verificat această stare de lucruri nu s-au mai dus la servicii și subunități să verifice dacă există sau nu acele registre. Și eu am făcut copii după ele și le-am anexat acolo. Ele există încă din 2008. Mai mult. În 2008, când a venit această dispoziție, eu nu eram adjunct al inspectorului șef. Obligația de a face a fost inițiată la acea dată. Eu în 2010 am fost numit adjunct și obligația mea de a verifica a început de la acea dată. Ori de atunci până acum au trecut 3 ani. Lăsăm la o parte faptul că acele registre există și sunt copii după ele. Nu s-a verificat de către Direcția Control Intern existența acestor registre la servicii și subunități. S-a limitat doar la constatarea făcută de echipa de control care a controlat serviciul cazier judiciar și atât. S-au spus că nu există. Și eu am făcut copii după ele că există. Mai ales că aceste registre există, da? Da. Și nu înțeleg. Există și copii. Și copii în mapa asta. Că nu există. Ele există, numai n-au fost verificate. Da. E, ăla este un exemplar, aici este alt exemplar. Uitați acel. Există. Da, există. Există copii. Ați văzut undeva o copie după ele? Da, aici. Da. La final, alea sunt, uitați, evidențele. Tabloat aleator, de la Turda, de la Gherla, de la Hoiebin, de la SIS, de la Biroul Investigații Criminale Turda, de la Biroul Investigații Criminale Gherla, aleator, că n-am putut să fac copii după toate. Acum veneam cu un bibliograf întreg. De la secția 4, de la secția 2, poliție. Eu le-am spus celor de la Direcția Control Intern, domnilor, de ce treceți asta? Pentru că dumneavoastră n-ați verificat în teren să vedeți dacă există. Ați luat constatarea. N-au verificat. N-au verificat. Era...
Da, domnule director, dar sunt unele care s-au terminat, care au fost reînregistrate, uitați de unele care sunt numere de înregistrare din 2008, reînregistrate. Da, dar uitați-vă ăsta, primul număr de înregistrare, 7-8-2000. E nou, e registru nou. E registru nou, o să fie înaintea controlului înregistrat, nu după control. Da, dovedesc, că e, da. 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 Sunt copii, după ele. Eu nu sunt de vină că nu s-a verificat și la servicii și sub unități. S-au limitat doar la constatarea făcută la... De la sediul adresei. O? De la sediul adresei. De la care sediu? De la... Da! Păi la SIF chiar am făcut, dacă vedeți aici la final, la SIF chiar am făcut copie după toate înregistrările, uitați-vă. Că ăsta mi-a fost mai la îndemână. Da, uitați de când datează. Ele există. Ce nu se înțelege este că nu toate subunitățile au de-a face cu asemenea ordonanțe din partea procurorilor. Sunt subunități care în viața vieții lor nu primesc o ordonanță de delegare de la procuror. Doar SIF-ul, SIF-ul, ăștia mai primesc. Restul nu primesc. Sunt ani de zile în care nu înregistrează nimic acolo, cum e Gherla, de exemplu. Că n-au instrumentare infracțiuni de competență exclusivă a procurorului. Acesta este punctul de vedere al Inspectorului General al Poliției Române într-o dispoziție care ne-a fost trimisă, că nu există abatere disciplinară continuă. Eu am anexat-o aici, acea dispoziție. Uitați, aici, am și subliniat. Asta este dispoziția în care se menționează acest lucru. Abatere disciplinară continuă nu există. În contextul în care un polițist de la rutieră a întocmit un proces verbal de constatare a unei infracțiuni și timp de 2 ani de zile nu l-a înregistrat ca dosar penal. Adică ceva mult mai grav decât constituirea unui registru. Și s-a opinat că obligația lui de a înregistra a început la data constatării și faptul că timp de 2 ani nu l-a înregistrat nu înseamnă că e abatere disciplinară continuă. Adică ceva mult mai grav. Așa mi s-a mai spus că sunt diabolic, dar eu nu sunt. E o chestie diabolică, dar asta vă spun, depinde contextul și depinde... ...spectrul general și bazată pe o punctă de vedere a medicului, se referă la un fapt, la un fapt punctual, nu se poate translata pentru toate acestea. Mă rog. E un punct de vedere. Cu asta înțeleg eu să mă apăr. Investigarea fraudelor, pentru că pe linie de total constatări am avut mai mulți cu mult. Am avut mai multe
Da. 130 de persoane, exact. Da. Eu am fost vorba de 334 față de 334. Numărul de începeri de urmărire penală este mai mare în trimestrul 1 2013 decât în trimestrul 1 2012. Cu două. Cu două începeri. Da. 334-2013. Vezi că scrie acolo, aia mai puțin 27, spune că din statistică rezultă că sunt plus 2 începeri de urmări penale și nu minus 27 de urmări de față afirmația asta. Da, ok. Și doar o crește și, nu se există scădere, există o creștere cu două dosare a numărului. Exact. Am zis de scădere, dar nu începe o urmărire penală. Da. Cifra corectă fiind plus 2 și nu minus 27. Am prezentat raportul de scurt, mai multe conversări de analizare a activității circului. Am văzut că situații cu toate procesele analitice pentru urmăria personală infracțională. Da. Am discut 5 procese disciplinare la 2 și cu toate că se află de primul loc pe administrație de activitate. De primul loc pe țară. Da, da, da. La infracțiuni constatate. De multe. Nu, pe volumul criminalității discutăm, domnul director. Pe volumul criminalității. Da, da. Pe volumul criminalității. Ceea ce zic că, pe primul loc în care în care trebuie să pui, să vă înțelegeți asta, având în vedere, sau unul ca și volumul criminalității. Sigur, nu cifrele brute. Și atunci, dacă facem... Da, volumul criminalității, ăla e. Numărul de personal la numărul de locuitori la... Da, este și că eu verific mereu și de domeniul... Da. Municipiul Cluj-Napoca are vreo 350.000, dar are 120.000 de studenți. Așa că suntem undeva către 500.000 în municipiu. Iar județul are 700.000, dar dacă luăm în calcul populația atrasă de primi, de universități, de așa mai departe, ajungem la 1.000.000. 1.450. Printre primele. Da. Constanța, Iașu, Prahova, Timișu, Brașovu, cu ăștia ne comparăm noi. Da, da, da. La infracțiuni constatate pe trimestrul 1-2013 au fost mai puține persoane reținute față de perioada similară de anul 2012 în locul 5 și cu 4. Nu se află pe locul 43.000 de infracționalitate sesizate. Acolo, dacă îmi permiteți înainte să continuăm, sunt mai multe persoane arestate cu una. Are reținute și mai multe persoane arestate cu una. Cu o creștere de 64,5% față de anul trecut. 0,5% față de anul trecut. Nu știu cum o să o susțină la anul, dar mă rog. Nu. Nu, n-are rost, n-are legătură. Eu sunt adjunctul pe poliție judiciară, nu inspectorul șef. Da, e normal, am susținut-o. Prin UTAI. Astea toate sunt prin UTAI, fiindcă în rest am făcut și altele pe care... Sigur.
Da. Da. E suficient. Nu e suficient, domnul director. Acum cifrele... Da. Noi niciodată. Nu. Da. Acele registre există și nu au fost verificate. Da. Da. Nu va, aceste registre există. Da, sub unitățile, pot să spui care au avut în responsabilitate în tocmirea lor. În tocmirea lor. Da. Am anexat acolo inclusiv dispoziția șefului IPJ prin care se dispunea întocmirea acestor registre. Am anexat inclusiv rezoluția mea de pe vremea când eram șef serviciu investigare fraudele prin care am dispus întocmirea acestui registru. Eu atunci pe rezoluția aia care am primit-o pe dispoziția șefului inspectoratului am pus rezoluție în calitate de șef serviciu investigare fraude. Și am întocmit acel registru, fiindcă atunci eram șef serviciu investigare fraude. Da, da. 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 Corect. Ah, da, da, da. Da. Acum, noi trebuie să facem o chestie mai mare, da? Eu o să ies afară. Știu procedura. Stați să-mi iau asta pe mine, să nu le las aici. Nu le las, că le iau. Da, da, da. S-au deschis. Unde ziceți asta? Haideți să urcăm pe scări atunci. Trei. Așa ca și pe aici, mi-e niciun pic de zăpără. Așa nici nu vine să vezi că au trecut cărbăturile de iarnă în condițiile astea. Aici? Da? Româna? Eu l-aștept, dar așa se poate.
să o întreb acolo. Să o să vă rog să mă zic. Da, mulțumesc. Bine, bine. Succes.
dosarul șef Pinta. Să vă recunoscunați că fiind invitată dumneavoastră. Da. Așa o problemă, a? Alergăm. Asta vă rog, unde e ordonat? Scuzați-mă, ce e? Am venit la Consiliul de Disciplină, da, așa cum am promis. Am zis că nu-i corect și normal să ajunge pe coace după ce am vorbit. Da. De câteva ori la telefon, da. Cât am vorbit, să nu ne și vedem, să ne și mai tu. Da. E păcat. Situația e asta, e. Care e. Ce nu înțeleg eu, domnul director, este... Care este motivul pentru care eu sunt în această situație? Eu, toată viața mea, am crezut că dacă ești corect și îți faci treaba și muncești, e un sistem de valori după care te ghidezi, dacă te ghidezi după el, de la care dacă se întâmplă așa, nu poți păți nimic. Adică lumea e corectă și vede acest lucru, iar tu ești ferit de probleme. E, prin ceea ce mi s-a întâmplat în ultima perioadă, mi-am dat seama că am crezut într-o prostie și că de fapt acest sistem nu există. Și că nu mai știu acum, la 45 de ani, care mi-e stânga și care mi-e dreapta. Poate să fie și stânga. Nu, stânga și dreapta rămâne acolo, dacă te ajută stânga mai mult ca dreapta. Sau te și îndreptat și constat că mănânci mai bine cu stânga. Da, da. E adevărat. Vedeți? E o situație în care am căzut, datorită, eu vă spun, nu mi-e teamă, o repet și în fața domnului inspector general. Datorită greșelii de a gestiona situația mediatică din partea IGP-ului. Eu cu acel băiat Todea, că asta a fost principala problemă, n-am avut niciodată nimic. Eu în viața vieții mele, domnul director, pe omul ăla nu l-am sancționat cu nimic. Eu n-am semnat nicio dispoziție de sancționare, eu n-am generat nicio cercetare disciplinară. În ce context IGP-ul, referit la momentul ăsta? Pentru că am cerut... Și acum, și atunci, am cerut de nenumărate ori să mi se dea dreptul și ori să fiu apărat, ori să mi se dea dreptul să ies eu să dezmint acele știri. Da. Da, și a zis IGP-1. Și acum eu trebuie să plătesc. Pentru că așa mi-a zis domnul Tobă de N ori, da, domne, faci tu treaba acolo, dai o imagine proastă. Imagine proastă a unui șef că ia măsuri împotriva subordonaților? Sau care imagine proastă? Deci eu am acolo două rapoarte. Bă, cred, n-am de ce deci, să nu... Fără niciun fel de... Eu de aceea mi-am și permis să pot atunci acele discuții cu dumneavoastră și credeți-mă că în momentul în care dumneavoastră a spus de... Votfor a spus nu, nimic. Pentru ce? De ce? Nu, dar, domnul director, totuși n-ar trebui unui om care îi cer să renunțe la 25 de ani de carieră să-i dai și un motiv? Să-i spui de ce? E adevărat, dar nu trebuie să spui dumneavoastră că n-a întrebat nimeni corpul de control al premierului de ce a publicat. Dar n-a zis corpul de control al premierului că Pinta e de vină. Nu, corpul de control al premierului a zis conducerea. Păi da, sunt elemente de abuz. Păi acum o să vedem ce zice parchetul. Nu mi-e teamă. Asta a început să vă spun. Sunt două rapoarte ale polițiștilor care au fost prezenți atunci când m-a oprit el în trafic, care spun, negru pe alb, domnul comisar șef Pintea, i-a întins actele, așa scriu amândoi, și a insistat să fie sancționat. De-aia l-am și chemat pe șeful de serviciu la fața locului, fiindcă acest domn Todea spunea că nu mă sancționează. Eu nu știu dacă știți, dar la o săptămână, eram în concediu, la o săptămână după asta a fost o ședință de Consiliu de Conducere. M-am dus din concediu la ședința de Consiliu de Conducere, am cerut voie să iau cuvântul și singurul lucru care l-am spus după care am plecat a fost: vă rog să verificați incidentul cu acest domn agent. Aici sunt actele mele, vi le las, vă rog să-mi comunicați dacă pot să mă întorc după ele sau nu. Și am plecat și este notat în registrul de procese verbale de ședință. Cu ce sunt de vină? Cu ce sunt de vină? A. Este exclusiv decizia dumneavoastră și de ce, pentru că e adevărat, știți că noi am mai discutat tema asta și atunci situația mediatică a fost, nu știu ce o să fie, din nou poate să fie, poate să nu fie, să dea Dumnezeu să nu fie, dar la modul cum se fac lucrurile în țara asta sunt convins că vor apărea din nou. Știți ce înseamnă pentru mine ce mi se oferă?
120 de kilometri de navetă zilnică, din care mi se decontează 70 de kilometri, o scădere cu două trepte a funcției și a salariului. Nu se decontează? Ba da, doar personal clasa a doua, 70 de kilometri. Aia înseamnă 10 milioane minus la salariu, pentru că va trebui să-mi suport benzina, că am mașină pe benzină din banii mei, plus diferența de salariu, plus două trepte în jos pe carieră, pentru că... Nu știu pentru ce. E dificil acum de exprimat mai mult, pentru că... Pentru că am fost contemporan cu domnul Păcurar și cu domnul Mureșan și nu știu ce vină am avut eu. Pentru că probabil cineva crede că am fost pus pe pile și n-am participat la un concurs, pentru că cineva poate nu vrea să vadă rezultatele care sunt acolo și care n-au fost niciodată. Sunt cele mai bune rezultate din istoria IPJ Cluj, domnul director. Și nu vreau să fiu lipsit de modestie. Sunt convins și conștient, am spus și tatălui dumneavoastră, la momentul actual nimeni nu poate... Are probleme de natură profesională. La momentul actual, situația creată a IPJ Cluj a condus cumva la o problemă de autoritate la Dumnezeu. Asta este. Oricât am vrea să... Problema de autoritate este generată de un șef. Eu nu spun că nu e generată. Eu spun că există problema. E clar că e generată. Eu nu spun că... De un șef împuternicit la serviciul rutier, care dă cu tămâie zi de zi prin birou și răcnește din toți rărunchii să-i aresteze pe toți și care se comportă ca un oligofren și care mai este și vicepreședinte CNP și care sub anonimatul comentariilor de la niște articole din ziar instigă oamenii la insubordonare. Eu nu știu dacă n-ar trebui IGP-ul cu serviciile care sprijină activitatea IGP-ului să ia măsuri împotriva acestui derapaj și un comportament deviant, nu împotriva mea. Pentru că mâine, dumneavoastră, dacă credeți că rezolvați problema, nu dumneavoastră, vine altul care nu o să-i placă domnului Rus Sorin Iovu și o să pățească același lucru. Repet, la momentul actual, eu un consiliu, de-aia și ținut să ne vedem după consiliu. Da, vă mulțumesc. Nu știu dacă dumneavoastră știți că mi s-a falsificat, de exemplu, un document. Și ca dovadă de bună credință, apropo, eu ăla, inamicul public numărul 1, se pare că, eu ca dovadă de bună credință m-am dus la domnul Chestor și la domnul Ursu și i-am spus: domnul Ursu, uitați, acest raport din 18 pe care eu am scris de mână aici, pe copia pe care eu o am, nu are numele meu. Dumneavoastră ce ați trimis la IGP și ați depus la instanță, are trecut numele meu. În condiții în care eu am... Că mențin raportul din 7 noiembrie. Că mi s-a prezentat la domiciliu, gata redactat, un document intitulat raport pe care scria: având în vedere situația mea, ca și cum ar fi fost redactat de mine, și că mi s-au propus funcțiile de la D și Câmpia Turzii, raportez că nu sunt de acord cu niciuna dintre ele. Eu am zis la domnul Grindeanu, eu obseara, sunt în concediu medical, raportul ăsta nu l-am redactat eu, nu pot să-l semnesc, să mă port până aici, domnul inspector șef, dar eu v-am chemat, mă scuzați lipsa de politețe, nu asta ați venit. N-am știut cu ce veniți, ca să vă spun, dacă veniți cu raportul ăla, nu-l aduceți. Dar uitați, ca să nu vă supărați, scriu jos acolo. Am scris așa, într-o casetuță, de mână. Îmi mențin raportul depus în 7-11, data prezentării dânsului la mine la domiciliu fiind 18-11, pe care l-am redactat personal spre deosebire de acest. După care am mai depus un raport a doua zi în care arăta: nu e valabil ce mi-a prezentat, pentru că nu l-am redactat eu. Ce îmi aparține este scris holograf cu pixul și... lucru esențial, lipsește numele meu, gradul profesional, conform instrucțiunilor mei 2005 și modelelor de documente prin dispoziția DMR-ul și așa mai departe și procedurii nu știu care. E, în 2 decembrie, la instanță, ca dovadă a atitudinii mele contradictorii, IPJ-ul a depus același raport
care de data asta avea trecut numele meu, în condiții în care eu mi-am făcut copii după aceea. Am cerut voie domnului Chiestor să-mi fac o copie după. Adică cu așa ceva, cu așa ceva lucrăm. Bun, și ca să revin. După părerea mea, mi-e mai mie de folos decât din firul. Așa. Și i-am zis domnul Chiestor, vă rog frumos, uitați ca dovada bunei mele credințe. Eu în acțiunea din suspendare, de pe suspendare, deși am văzut prostia, n-am zis nimic ca să nu atrag atenția opiniei publice, că ziariștii umblă pe acolo ca și muștele nu știu unde. Vă rog frumos, ca dovada bunei mele credințe, eu nu o să zic nimica, dar vă rog frumos, nu-l mai depuneți în acțiunea pe anulare care o să o introduc și unde o să vă apărați. Nu-l mai depuneți pentru că va trebui să fac dovada și să vă rog frumos să mă credeți că nu am doar acea copie. Pentru că acel document l-am inclusiv scanat. Și acolo se arată la proprietățile documentului scanat data, ora. Nu, pentru că altfel, nu putea fi folosit. Nu vreau. Nici eu. Păi altfel tăceam, domnul director, altfel tăceam și nu-i spuneam nimic, nici lui Ursu, nici lui domnul Grindeanu. Eu v-am spus că atunci, la momentul respectiv, era o soluție în contextul în care o eventual sancțiune nu vă mai permitea. Domnul director, eu dacă legea îmi permitea 120 de zile de contestare a actului administrativ, eu depuneam contestația după 120 de zile, dar legea zice 30 de zile. Eu am avut o discuție cu dumneavoastră și mi-am menținut punctul de vedere. Eu nu mă sucesc cum scrie în ziare. Am așteptat 30 de zile. În 30 de zile puteam să faceți orice. Nu. Am intrat în medical în a 30-a zi. Nu? Da, nu așa. Da. Nu mă așteptam. Eu am stat la fel de deschis cu toată lumea, nu permit. Eu nu cred, sunt încărcat. Domnul director, eu sunt foarte sincer cu dumneavoastră. Și am fost și cu domnul Grindeanu, dar nu vrea să mă înțeleagă. Vrei să scap de mine, domnul inspector șef? Plec. Sunt de acord să plec pentru că nu îmi place această situație. Bun. Îmi dai voie și mie să spun că nu sunt de acord cu funcția de la Dej, adică de ce, dacă mie încerc să plec de bunăvoie nevinovat fiind, și eu accept să plec de bunăvoie nevinovat fiind, de ce naiba, nu-mi caut o altă funcție de șef serviciu? Șef serviciu investigare fraude. Atenta, eu ar trebui să plec să înțeleg că trebuie să plec și altul nu are voie să plece. Nu? Adică de ce eu mai plec? Să cinstite. Eu trebuie să plec mai fraier, altul mai deștept și dacă nu pot să-l dai afară, nu-l pot. Deci a funcționat și la mine, și la principiul. Să-mi zic, dacă mâine se eliberează o funcție de șef serviciu, eu nu mâine, o oră înainte să se elibereze, îmi dau demisia. Am plecat că nici eu nu vreau să continui starea asta, că nu vă dați seama, nu pentru mine. Că eu n-am altceva de făcut decât să mă duc la serviciu și să fac ceva, dar pentru familie. Nu mai permit să-mi bat joc de familie. I-am cerut, domnule, găsiți-mi un post. Ce fac? Și zic încă o chestie. De ce nu înțelegeți? De ce nu înțelegeți că pentru o funcție de șef serviciu. Noi știm că ierarhia asta noastră în organigramă e coeficientul de ierarhizare mai mare, dar opinia publică nu știe. Când va apărea în ziar ce este acum Pintea,
Dacă cititorul află că este șef serviciu, el nu identifică exact ce aia șef serviciu. Nu șef serviciu, ce fac pe la poliție, pe la spate, pe acolo. Dar dacă află că este șef poliție, deci, șef la poliție, cum tot șef la poliție? Chiar dacă șef serviciu e un pic mai sus decât șef poliție, șef serviciu nu. Și din punct de vedere al tacticii mediatice e mai bine șef serviciu decât șef poliție. Da! 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 Mâine, dacă se eliberează, eu în clipa aia am plecat. Am plecat și nu mai întrebe cât trăiesc până ies la pensie, nimic în plus. Mai mult de atât acesta. Și scăpăm și de judecăți, și de prezentat în instanță tot felul de prostii și de rahaturi, mă scuzați de expresii, că nici mie nu-mi face plăcere, nu vreau să-mi cheltui banii pe așa ceva. Că 4.500 de lei cât am dat la avocat îmi stăteau bine în buzunar, da? De sărbători. Și să iau ceva la fita mea, nu să-mi bat joc de familie, să cheltui banii familiei pe judecățile mele. Dar eu am un fel de a fi. Dacă nu ești în stare să-mi explic și să mă convinc că sunt de vină și să plec, măcar poartă-te domnitor cu mine și oferă-mi ceva ce pot accepta. Eu asta am încercat să vă spun că sunt în punctul de vedere de la mine, dar de la început. Și eu vreau să fiu la fel și vreau să plec. Nu vreau să stau în funcția aia. Dar mă duc cu o funcție de șef serviciu. Acum dacă din 20 de funcții de șef de servicii nu se găsește una înseamnă că eu mai fraier decât tot. Nu, nici asta nu o pot accepta. Bun, domnul ăsta urmează să se pensioneze. Eu de la economic plec, am plecat. La economic mă întorc, am ținut, inspectoratul are nevoie de rezultate. Eu am dispus cercetări disciplinare în ce privește pe omul ăsta. Nici una nu s-a... Și pentru lucruri grave. Eu știu că nu. Eu știu că nu. Urmează să se... De limită de vârstă. De câteva luni în plus sau minus nu-l afectează cu nimic. Dar cineva trebuie să-i propună. Eu mă pot duce să-i spun, mă, Nelule, știi? Pot fi împuternicit pe un serviciu care se eliberează, știu eu, acum și după aia trecut. Există variante. Da, fără să mi se explice de ce ar trebui să mă autoflagelez, să mi se ceară să fac 120 de kilometri naveta zilnic, tot eu să fiu arătat cu degetul, uite, dobitocul să luptă cu sistemul, nu mi se pare corect și nici fair play. Domnul director, eu nu sunt un dobitoc. Eu pricep cum merg lucrurile și că nu mă pot lupta la nesfârșit cu sistemul. Dar și sistemul trebuie să înțeleagă că cel puțin pe termen scurt pot avea câștig de cauză. Pot avea câștig de cauză. Și nu e cauză. Toate cele bune. Vă mulțumesc. Toată stima din partea mea. Și vreau să transmiteți că da, sunt de acord. Am și o condiție, nu pot să accept orice. Am înțeles. Pentru că mi-am câștigat dreptul de a avea această cerință, prin rezultate. La mulți ani. La mulți ani. Bine, să rămână, la revedere.
sala aia. Sala aia e aceea ce se întâmplă. Ce să facem dacă nu mai sunt care nu este? Da, nu mai suntem în fiecare moment. Adică, dacă muncești, e bine sau e rău? Poate să mai faci să nu da. Dacă ești cât de cât corect, când totul meu a fost corect. Da, nu ești fără. Nimeni nu fără. Dar dacă îți faci cât de cât treabă, dacă nu spune nimeni, nu e bine. Nu e bine. Da, corect, corect, corect. Cum cu tâlharul? Cu tâlhăria, cu tâlharul, cu tâlhăria. Da. Da. Dar nu numai atât, dar să facă un pic și turnusul, să vadă unde a fost ieri alaltă iar, nu s-a făcut banii pe la vreun bar, pe undeva. Da. Ce faci? Am înțeles. Bine că nu se confirmă atunci, sau mă rog, există șansă. Da. Bine că există șanse să nu se confirme. Da. Bine. Sărbuna. Mare, ne s-a schimbat inspectorul șef, în locul procurarului e domnul Grindeanu de la minister, de la Alba. E dânsul. Maxu Mureșan și-a dat demisia, a fost cercetat penal, a fost numit șef la circulație, după care a suspendat. La economic e tot hurducaș. Nu, că știi că ți-a zis cum... Nu, ajung. Acum 4 ani.
Da? Da. Cred că da. Da, 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 da. Da, 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 așa e, așa e. Era cu domnul Biro, dacă nu știu. Biro, da, cu Biro. Ce face? Bine. Cum e cu sănătatea? Mm. Așa, așa, așa. Da. Să mă lăsă bine și vremea asta. Da. Da? Da. 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 Bine. Mhm. Și ați venit acum la Tărâm să aveți sediul tot pe Ștefan cel Mare. Și de Revelion? Aici e locul? Locul. Suntem da? Oameni și nu vreți să faci de la jumătate ta. Sunt locul. Da, da, da. Da, da, da. Locul. Locul, da, da, da. E nebunit. Deja, locul. Asta nu se numește să fie acolo și după... După, după, da. Februarie, mai e concediu. Mă dau trecut. Și eu mai am 24 de zile. Aha, 18. Am zis ăsta de la ăsta, e întreg. Vine ăla de ăla. Care de anul ăsta e întreg? Din 2013 e întreg? Da, e mai cu 2012. Aude, capul meu! Când îl iei? Nu ți-l mai dă nimic de anul. Da? Nu avea cum să-l luăm. Pâine, voi, cu zile, cu zile, face numai atât, mai puține până. Tot cu aia verde ești? Da. Am văzut-o eu aici când am venit. Da. Aici, în față. Nu v-au dat altele noi. Când am văzut de aia nu să fie mai bine. E mașină, da, într-adevăr. E mașină, trăiți. Dar aveți BMW-ul? Nu, l-am dat. BMW-ul? Da, mi-am luat, știi ce? O Skoda Octavia. Nu știu dacă ai auzit un Scout, de Skoda Octavia Scout, aia 4x4. Ca Road-ul, exact, exact, de aia. De 2000 motorul, benzină, 150 de cai, 4x4. Știi cum e? Vai de mine. N-am rămas cu ea niciunde. 4x4 permanent. Da, renunța la... Aaa, era vechi, să știi că era vechi. Era din 2003, deși arăta ca și model, era prima variantă de model de ăsta. Și avea deja vreo 300.000 de kilometri. Stau să bag bani în motor. L-am dat. Am făcut 100.000 de kilometri eu cu el, în 4 ani. Că 4 ani l-am ținut. Codița e din 2008, are 150.000 acum. Am luat-o nouă. N-am luat-o nouă. Păi mă, aia nouă e... Din câte am înțeles eu, 35.000 de euro. Nu, e din 2008. Dar merge. Da, a fost foarte, foarte bine întreținută. Nu bate, nu scutul, nu asta, nu nimic, nu joc pe aia, nimic. Mie îmi place. Și din punct de vedere al fiabilității e mai bună decât A6 Allroad, pentru că A6 Audi, A6 Allroad are foarte mari, multe defecte, care suspensiile alea cu perne de aer care se defectează și sunt foarte scumpe, are probleme la motor, la pompa de ulei, are probleme la axul cu came. Asta nu are moarte și e ușor de întreținut. Tot același lucru îl face, chiar dacă nu are perne de aer și are arcuri, tot. Ala, s-o simți. Nu-mi plac alea, nu-mi plac. Îmi place să o simt eu să nu. Tot Octavia? Da. Merge, sunt foarte bune. 73.000. Foarte bune. Foarte bune și rezistente. Dar acum aș putea să schimbă direct la pilotul. De acum, în cazul, o schimb. Deși nu merită la kilometri ăștia. 70 de astea, să zicem așa, 70 de tubă, dar știi? Da, dată înapoi. Da, ia sunt. 7.000, 10.000, maxim 11.000. N-ai când, că doar ce ai de făcut acum, Doamne, iartă-mă. Și în tot timpul cu 5. Da. Ești cu mașina tot timpul și poți să-ți rezolvi. Rătul. A, nu, nici vorba. Nu după. Nu după orele de program. Dacă ea vine într-o lăpură pe așa, nu știu cum. Da. Nu parchezi, nu la mașină, ți-am mașină pe treabă. Ce mai bine nu... Corect.
etice, în vedere de Python. Și te perești având deja la tot cine. Da. Așa e. Când eu să dea dracu, da. O să te ascund și în gaură de șarpe. Ce mai face Vasile? Vasile ăsta era cu mine. La cudurată s-a rămas acolo. A rămas acolo, păi, păi el lângă casă nouă, mise, l-am lăsat la economic, mă schemă, și îl folosesc. Da. Să-l mut la serviciu cabinet și după aia dacă plec eu, să-l trezească pe la o secție, pe undeva. Da. L-am lăsat la economic acolo. Cu el am mai vorbit, că nu s-au fost lui să te-ai înăpus la Felix și am ajuns la vizit. E băiat de treabă. Bine, treci și zic. Nu pot că zic că sunt în drum spre dacă o fi când mă întorc, gen, nu te da, da, da. Și ce mai face domnul? Cine mai e pe acolo? Prioteasa? Bine. Ia. Domnul Bir, domnul Prioteasa. Domnul Morar. Morar, da, Sandu, da. Ăsta a zis Scarlatache? E liber să nu știu și cu el, e adjunct? Da. Dobre vreme la serviciu 3. Da, da, știu. La 4 e Marian Bucur. Așa, da. Și la 5, la, cu, la 6 cu CP-ul e Ciungal. Mhm. Pe el nu știu așa fizic. Nu l-am văzut. Cât sunt în total? Nu. 60. Mhm. Dacă nu se poate să scoatem la 4 capete. Da, da, da. Da, da, da. Pardon. Nici o șansă, nici o șansă, vedea, au fost 11 grade, ieri, la altă. Era zăpadă în continuu. În continuu. În 84 sau 5 eram în liceu. Și țin minte că la un moment dat nu a mai circulat nicio mașină. Așa era de mare zăpada în București, eu sunt de aici. De nu vedeam de pe stradă, de pe trotuar, tramvai în stație. Așa era de mare, erau de mari nămeții. Nici singurul care circula era metrou. În rest nimic, niciun mijloc de transport în comun, era la liceu. Și acum, din 100 de ani, ca să pot încheia contracte, da. Să pot încheia contracte cu mor, să dezăpeziv, dacă de acolo vin bani. Să ne vedem, pentru că nu s-a terminat. Nu, dar cu ce mai luat de o fi
poate mai bine. Pentru că e februarie, martie, să vedem. Aha. Ce să mă, dacă a venit februarie, gata. Da. Trebuie de iarnă. De la Alba până la Sebeș, de fapt de la ieșire din Cluj până în Sebeș a fost o ceață de, nu vedeai, la 10 metri. Pe autostradă, când am intrat în Pitești, până în București, la fel, aseară. Dacă îmi fac, revelionul pe drum. Da, 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 da. Da, da. Ștefan cel Mare, cine mai era în afară de bir? Și Dicu? Și armele? Și armele, și legalizate. Deci direct. Și controlul. Da, resursele umane. Da. Cartierul colaborat? Da. Și alea sunt băi de mare.
nevoie, nu mai doare, nu la eu, schimb alternatoare, schimb, termocupe, schimb, dar nu-i prea. Și nici la mine, nu când este el, artistă de ea la sucul, pe la sucul. Da, cum se... Poliția, călare, călătate în seamnă. Mi-am dat să... Nu mai
la momentele cu pătăți cu colbire. Când îi veneau de la salaj, aveau un ăsta negru. A lor, da.
să trăi. Mi s-a reținut doar ultima frază în cercetarea disciplinară. Nu toată. Asta. Mai puțin încetări, nu asta în altă. Nu. Eu nu înțeleg asta. Nu a analizat evoluția faptelor de... Deci asta nu era. Asta este interpretarea cealaltă. Da. Nu a analizat asta de... Da, astea. Asta nu. Asta s-a făcut. Am analizat și era materialul de... Păi nu era, nu mi s-a reținut asta. E materialul de sesizare. E materialul de sesizare. Cercetarea prealabilă a reținut doar asta. În urma cercetării, prin raportul de cercetare prealabilă... S-a reținut. M-a scuzat. Îmi cer scuze. Semnezi aici? Oricum pot să spun un singur lucru, până nu vin eu nu pot pleca.